Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dragi fani, suntem aici cu ultimele noutăți despre îndrăgitele vedete ale serialului Emanet. Dacă doriți să aflați mai multe despre stimații noștri urmăritori Halil Brahim și Sla, vă rugăm să urmăriți videoclipurile noastre până la sfârșit. Vă rugăm să rămâneți pe canalul nostru. Ne poți susține canalul activând butonul Abonează-te! Seher și Yaman vor reuși să o termine. Va afla Yaman adevărul? Va fi arestat Zuhal? De ce vrea Aziz să se răzbune, domnilor? Vă voi răspunde aici la toate întrebările. Să venim la noul episod al seriei Emanet. Deci Seher are încredere în Zuhal, totul va fi bine în noul episod al dramei de securitate. Pentru că Seher se va îmbunătăți. Odată cu recuperarea lui Seher, Zuhal va părăsi serialul. De fapt, Seher și Yaman își vor reînnoi căsnicia. După aceea, Seher și Yaman își continuă relația. Într-adevăr, Yaman nu se poate descurca fără Seher. Pentru că Yaman se gândește mereu la Seher. De asemenea, Seher îl iubește pe Yaman mai mult decât viața ei. De aceea, Seher vrea să petreacă timp cu Yaman. Când Zuhal vede această dragoste, se înfurie foarte tare. Pentru că Zuhal îl iubește pe Yaman obsesiv. Zuhal continuă cu tot răul lui să-l prindă pe Yaman. Cu toate acestea, Seher are încredere în Zuhal, fără tragere de inimă. Greșeala lui Seher va aduce probleme serioase. Pentru că Zuhal îl va răni pe Seher cât de mult poate. Cu toate acestea, Yaman mai târziu devine conștient de existența lui Zuhal. Yaman se asigură, de asemenea, că Zuhal este arestat. Sau Zuhal moare și părăsește serialul. Pentru că Zuhal nu mai este în serie. De aceea, Zuhal va ieși complet din emisiune. Bunătatea învinge întotdeauna. Și după toate acestea, vești bune vin pentru Seher. Cu alte cuvinte, după uniuni, Seher rămâne însărcinată. Yaman ar fi și el foarte încântat de această veste. Apoi Yaman plânge de bucurie. Yaman îi arată lui Seher că este foarte fericit să fie tată. Când Yaman este fericit, Seher sare de bucurie. Yaman îi deschide întreaga lume lui Seher pentru că este însărcinată. Sosirea bebelușului Creț va pune capăt tuturor relelor. După aceea, Aziz își va continua drumul cu tot răul lui. Pentru că Aziz este o persoană rea și vrea să se răzbune pe Yaman. Dacă Yaman nu este atent, îl va pierde pe Seher. Pentru că și Aziz se va îndrăgosti de Seher. Mai mult, Aziz nu se va opri până nu o va prinde pe Seher. Ali și Duygu se confruntă cu dificultăți serioase în dragoste. Abia mai târziu partenerul nostru depășește aceste dificultăți. Și cuplul nostru se reunește și își trăiește dragostea. Crezi că Seher va avea încredere în Yaman? Aștept comentariile voastre mai jos. Să vedem ce părere ai despre asta. Dragi prieteni care își arată dragostea pentru Halil și Sla, vă vom transmite vouă, stimații noștri adepți, pe măsură ce primim vești de la jucătorii noștri. Prieteni, am ajuns la finalul videoclipului nostru. Activați notificările pentru a fi notificate despre videoclipurile noastre. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu și să dați like la videoclipurile noastre. Aveți grijă de dumneavoastră! La revedere!